pentru industria, pentru partea de turism. Următorii noștri speakeri, Roxana și cu Alexandru Farca, sunt doi oameni frumoși care au inițiat un proiect, Lumea Mare cu Noi. Eu am aflat întâmplător zile trecute când am citit articolul lui, recunosc că nu știam. Am intrat pe blog și e un proiect foarte fain, vă recomand să intrați și să vă uitați și voi. A scris Oana aici un lucru destul de drăguț. Sunt doi oameni care au transformat pasiunea lor într-o sursă de inspirație. Doi oameni curajoși. Roxana a lucrat, a avut o carieră în domeniul advertising-ului și de vreo 6 ani se dedică complet acestui proiect și mă bucur tare că ați acceptat și că ați venit la Lumea SEO. Așa, o să vă dau microfoanele. Dacă vreți să adăugați, dacă aveți completări la prezentarea mea, mulțumim în primul rând pentru invitație. Bună seara! Eu sunt Roxana, iar Alexandru. Eu sunt Alex. Nu ne cheamă invers. Am acceptat invitația înainte să știm că azi e Sfântul Gheorghe. Și azi dimineața am aflat că e Sfântul Gheorghe și prin urmare trebuie să-i spunem la mulțumesc. Eu sunt Alex Farca, cu middle name George. Așa să încep cel mai simplu este dacă puteți să... Dar să dați mâna mâna și să vă oferim și cu Monica. Asta ca să ne iertați bâlbâielile și vă îndulcim să... Să circule. Sper că ajung. Și ca să ne fie mai ușor, am fi vrut foarte mult să vă cunoaștem întâi pe voi. Adică, de fapt, întâi să vă întrebăm câți dintre voi ne cunoșteați acum, că am aflat că nu ne știe chiar toată țara. Deci, destul de puțin ați auzit înainte de Lumea Mare, cum mai avem de lucru. SEO. Bun, acum mai am niște întrebări despre voi. Cât sunteți din industria turismului, din agenție, linie aeriene, hoteluri? Eu am agenție. Cât sunteți blogger? Da, cât sunt blogger? Blogger de... Pentru și poate să lasă în rând se califică la toate categoriile. Am știut, da, recunosc, am știut de la început că sala va fi un amestec de antreprenori cu specialiști SEO, cu blogger și așa mai departe. Ne-a fost destul de greu să facem o prezentare adresată numai unei și de-aia sper că în ceea ce urmează să nu vă plictisim foarte tare pe cei care știți deja sau să putem da informații noi celor care au venit să aflăm mai multe lucruri despre un blog. Dar cel mai important este să încercăm să dialogăm, adică nu e mai ușor să spunem povești de călătorie decât povești despre un blog. Așa că vă rugăm să ne ajutați și să ne puneți întrebări chiar și în timpul prezentării, cred că e mult mai bine decât să o lăsăm la final. Adică din punctul nostru de vedere e mai important să vă răspundem la întrebările voastre specifice pe care le-ați putea avea, decât să reușim să parcurgem toate slide-urile. M-aș vrea să ne puțină rumină, dacă e ne să ne separăm, ceea ce ar fi și mai interesant nu, pentru cameră. Să ne mergem întâlnă la împreună. Ok, nu zic să-i dăm drumul la... Asta noastră care începe. Trecem peste. Încercăm să vorbim de ambele cumva. Dar începem cu un vis. Da? Și acum fiecare o să avem un vis. Eu o să fiu bloggerul și Alex o să fie, nu știu, să-i spunem, agenția de turism. O agenție de turism, să zicem. Și eu o să zic... O să jucăm rolul ăsta foarte puțin. Foarte scurt, nu vă speriat, nu facem tatăl. Și eu o să zic, mama, mai văzut fotografia aia de pe Facebook, plaja aia din Zanzibar. Foarte interesant. Așa. Cam asta. Foarte interesant. Să știi că eu mi-am făcut un blog de treabă. Și o să merg eu cu blogul ăsta, o să merg pe banii altora, unde vreau, când vreau. Când ți le-ai făcut? Să fie. Cu 2 zile. Ok, eu am un pachet și vreau să ajungă turiștii mei acolo, dar trebuie să viseze să ajung acolo. Crezi că mă poți ajuta? Acum vă întreb eu pe Florin, pe șase de genul ăsta, credeți că pot ajuta? Nu. Nu. Răspuns corect. Nu este răspunsul, pentru că de la visul de a avea un blog cu care să faci business,
de la visul de a călători pe plajă din Zanzibar până la ajunge acolo, adică la locul de vizită sau pe plajă din Zanzibar, atât turistul cât și bloggerul au de parcurs niște etape. Și despre etapele astea vom vorbi puțin în prezentarea de astăzi. Cam astea ar fi pe scurt etapele care cred că pe care le putem aplica fie că ești turist, fie că ești blogger de turism, fie că ești agenție de turism, trebuie să treci cumva prin toate aceste etape și să te reîntorci de fiecare dată, să planifici, să rezervi, să experimentezi, să distribui impresiile, să visezi și să iei de la cap. O să încercăm să trecem cumva foarte pe scurt din perspectiva celor doi parteneri sau viitori parteneri și să încercăm să vedem care sunt lucrurile din spatele acestor cuvinte. Și o să începem cu o planificare. S-a hotărât să-și facă un loc de turism ca să călătorească. Da, dacă am ceva experiență de ce înseamnă antreprenoriatul, trebuie să mă uit întâi pe piață. Nu? Și aici mă duc și mă duc la Petruș. Și zic, Petruș, zi-mi te rog câte bloguri de turism sunt pe piață. Nu știu, estimativ undeva între 500-600. Voilà. Nu neapărat active. Ok, să zicem că sunt 100 active, nu din 600. Din care vreo 10-20 care chiar fac treabă în mod constant, susținut și... Dar oricum, da, piața e foarte mare. Conținutul e foarte amplu, adică dacă te apuci să cauți, găsești o grămadă de articole despre plaje din Zanzibar, despre safari, despre vacanța la Roma, despre... toate subiectele pe care putea și tu după aia să vii și să scrii pe ele, nu? Și întrebarea e cu de ce o să o faci, nu? Adică, și ajungem la scopul. Scopul. Poate inițial nu ți-e foarte clar nici ție. Să fie hobby, să fie business. Nu știi încă. Poate știi. Dacă știi, cel mai bine pentru tine, că pentru că poți să-ți construiești toată partea asta de blog și ceea ce e în spate și ceea ce îți ajută după aia să obții fie doar aprecierile familiei, colegilor față de locurile prin care te-ai plimbat, fie să-l consideri ca un fel de business. Și atunci îți aranjezi și îți cauți toate elementele care să te ducă acolo unde vrei. Eu sunt puțin mai intransigentă ca Alex și am să spun că eu nu cred în povestea aia că eu scriu pentru bunica. Mulți o spun. Vezi, Doamne, mi-am făcut un blog ca să mă citească familia și prietenii și așa, doar pentru mine. Nu cred. Odată ce te-ai hotărât să fii public, așa poți trimis pe mail la bunica, mama, fratele și vă rog, odată ce te-ai hotărât să ieși public pe internet, un domeniu care e plin deja de informații de calități diferite, urmărești ceva cu chestia asta. Cred că urmărești să te dai mare, cred că urmărești să-ți faci un brand personal și să lucrezi după aia în domeniu, fiindcă ți-ai creat o imagine. Cred că e un hobby sau, da, te-aș un hobby. Vorbind de un hobby, de un hobby te ții. Adică un hobby nu-l faci așa când îți aduci tu aminte că ai hobby-ul ăsta, dacă n-ai niciun pic de curiozitate, talent sau interes în domeniul respectiv. Deci avem un scop, cu toții avem un scop în momentul în care ne facem un blog. Și dacă avem un scop, trebuie să știm foarte bine cu cine vorbim. Urmează public. Asta sunt niște chestii generale, dar simt nevoia să trec prin ele ca să le înțelegeți din punct de vedere al blogării. La blogări e simplu partea cu publicul. Dacă tu ești familist, și călătorești cu copilul, nu o să te poți adresa globetrotterilor care pleacă un an prin lume sau celor care se duc și fac autostopul. Pentru că tu nu mai călătorești așa, nu? Și atunci, automat, cumva publicul tău va fi alcătuit din oameni care gândesc ca tine, care au aceleași valori cu tine, care cumva aspiră să fie ca tine, pentru că ajungi să fii pentru eu un model, da? Ce mi-ar plăcea să merg și eu așa mult, să călătoresc și să văd lumea cum o vezi tu. Sau nu te poți poziționa ca un călător de lux, care caută hoteluri sau merge la hoteluri de 5 stele, face totul de 5 stele și să începi blogul mergând cu corpul la munte. Într-un viitor foarte apropiat, lucrurile astea nu o să dea foarte bine, nu o să... o să zic că, mea domnule, dar nu e consistent, e ceva neregul. Și ajungem la diferențiere. Practic, cu ce ești tu diferit, nu? Da, practic sunt 600 de bloguri de turism în România. 100, să zicem, sunt cât de cât
au o anumită frecvență de a scrie, există, poți să le găsești cumva și să vezi ce fac. Din astea 100, cum am zis, nu știu, 10, 20, 30, 40 de bloguri sunt mai răsărite. Ideea este că și așa, în piața noastră, tu trebuie să găsești ceva care te diferențiază. Asta e valabil nu trebuie, nu în turism, nu în blogging, e valabil pentru orice, pentru un hotel, e la fel de valabil. Trebuie să fie ceva care să te diferențieze de marea masă, să ieși în căutări, să ieși în tot felul de alte contexte în față. Arată ce ai ceva deosebit de arătat, numai că oamenii vor ști de ce să te cauți, da? Pentru că vine personalizarea, dar vine în momentul în care tu ai o voce. Da? Din nou, e mai simplu poate decât în publicitate, când cream un brand și când trebuia să-i dăm o personalitate, o voce și așa mai departe, pentru că inventam, dar și practic ca să ne ținem de ea. La tine nu trebuie să inventezi nimic, tu ai o voce. Da? Ești un om cu anumite trăsături și te exprimi prin scris către un public. Da? Deci ai o voce, important e să fii consistent cu vocea aia. Pentru că cititorul te simte și te vede și imediat te taxează dacă tu, în momentul în care tu ai o campanie, comunici un lucru în care nu crezi. Sau încerci să vizi ceva, dar pe care tu nu l-ai folosit niciodată. La un produs pe care tu nu l-ai folosit și nu știi să vorbești despre el. Da? Și ține de consistență, de transparență și de multe alte lucruri pe care o să le vedem. Și asta, practic, a fost principiul pe care s-a construit publicitatea, dacă nu mă înșel. Primele experimente de publicitate au fost ca omul care a creat brandul sau a făcut publicitate pentru acel brand, l-a folosit ca să vadă dacă ce poate să zică despre el și dacă e real. Lucrurile s-au schimbat mult în zilele noastre, așa că vom trece la resurse. Pentru că blogul înseamnă să-ți cheltuiești resurse. Că înseamnă timp, că înseamnă bani, că înseamnă echipamente, că înseamnă hosting, că înseamnă marketing, toate astea sunt resurse pe care poate inițial nu-ți dai seama, dar încet, încet se adună. Trebuie să-ți postezi undeva blogul, trebuie să călătorești, nu poți să faci un blog de travel și să stai acasă la televizor uitându-te la Discovery. Trebuie să mergi, să povestești, să ai ceea ce se cheamă storytelling, să poți face oamenii să viseze, să meargă și ei, eventual, și ai nevoie de echipamente, de camere foto, de camere video, pentru că deja partea asta vizuală este din ce în ce mai puternică și se pune din ce în ce mai mult accent pe ea, iar video, acum cel puțin, este cel care va diferenția, probabil, în scurt timp, multe alte lucruri. Întrebări până aici? Nu. Cum se vede, e o mini-strategie pe care o faci pentru că te gândești la bloc ca un care urmărești un scop și automat un business. Și îți face o strategie. Strategie care poate fi flexibilă, ca orice bun strategie trebuie adaptată în timp. Da? Deci, ok. S-ar putea ca socoteala ta de început să nu coincidă cu ceea ce vrei mai încolo, dar nici nu poți să pleci la drum așa. Îmi faci un bloc și gata, o să fie super tare. Am început blogul ăsta acum 6 ani. Evident, dacă ne întrebați atunci, dacă ne-am trecut prin toate astea, nu. Poate instinctiv am trecut prin multe ele fără să ne dăm seama. Acum avem puterea să le structurăm și să le prezentăm într-un anumit fel. Și ajungem la rezervare. Rezervare, bun, noi am găsit termenii în română, în engleză sună mult mai interesant și mai frumos. Încercăm să vorbim în română. Doar la blog, am blog de treabă, pentru că așa e în cetățenii. Ca partener, ca agent de turism, ca hotel și așa mai departe, mă interesează să vând produsul meu, să fie accesibil, să-l găsească cât mai mulți oameni. Iar ca blog de travel, poate e mult spus acolo rol de vânzător, pentru că sunt foarte multe discuții pe tema asta. Cred că ambele sunt mai reale. Rol de vânzător, da, pentru că o să vedem mai departe, sunt bloguri de travel care cumva, să zicem, s-au specializat pe tot felul de anunțuri, de, nu știu, oferte. Și știi că poți să te duci acolo să găsești, nu știu, bilet de avion sau ceva care te interesează mai ieftin și știi că e momentul să-l cumperi.
Dar este foarte importantă și inducerea nevoii. De ce vreau să merg acolo? Că i-am văzut că e foarte mișto. De ce să nu merg acolo? Uite ce plaje faine, uite ce poți să faci acolo. Deci sunt două lucruri care eu zic că se combină, numai că în lumea asta a bloggingului lucrurile sunt un pic separate. Nu prea poți să faci, să le faci pe ambele foarte bine și să fii... nu știu, eu nu știu. Eu întotdeauna am zis că există bloguri, poate ca al nostru, în care spunem povești și inspirăm, mai mult decât vindem, pentru că ne concentrăm mai mult pe a crea partea asta de inspirație și de visare. Și există bloguri care sunt chitite și strâng oameni și pleacă cu ele în călătorii și așa mai departe. Adică oameni care de aia, ai de aici vine rolul de vânzător, dar la un moment dat chiar funcționează ca un fel de agent turistic, care îți aduce clienți și pleacă cu ei în călătorie. Nu că n-am făcut-o și noi, am făcut-o, nu este, cum să spun, ceea ce căutăm noi până la urmă, dar în piață lucrurile, mie mi se pare că sunt destul de clare, cel puțin la blogurile care contează. Acum, sincer, vorbind la, cum se spune, praful ăsta de pe piață, e foarte normal ca cei care activează în industria turismului să fie foarte interesați de vânzare, adică poate că e lucru care doare cel mai tare când ai ceva, ai un produs bun și nu poți să-l vinzi, că nu ai suficient bani pentru promovare, nu ai suficient timp să te ocupi de marketing și așa mai departe. Mai sus. E, și vine vacanța, da? Vine sfârșit partea cea mai frumoasă a jobului și a industriei în care, ok, cel care a vândut produsul se relaxează, clientul e deja la plajă, da? Sau e în avion, e la hotel, a plecat, gata, e scăpat de el. Dar în momentul în care bloggerii la muncă, da? Deci în momentul în care bloggerii experimentează o vacanță, deja nu mai e o vacanță obișnuită. Cumva în momentul în care te-ai hotărât să fii blogger de travel, ți-au cam dispărut vechile obiceiuri. Ai deja niște interese, cauți ceva, știi că s-ar putea să nu am chef să-mi pierd ziua asta, mă duc să caut o poveste, mă duc să fac fotografii, mă duc să aflu ceva despre care să pot să scriu ulterior, adică oricât ai vrea să te deconectezi, nu mai poți. E un job. Și asta e valabil atât pentru cazurile în care te duci fiind partener cu cineva de turism, nu agenție, da. Sau că tu cu familia ta mergi în acea vacanță fără să fii susținut de nimeni, dar știi că la întoarcere vei avea de spus niște povești. Vei avea de creat conținut care să conteze și care să fie de calitate. Păi lucrurile astea, într-adevăr, necesită o muncă pe care, vrând nevrând, tu o faci pentru că asta ai ales să faci. Și dacă luăm un caz concret de există acele fan-tripuri, da, sau blog-tripuri, sau care se iau blogger și se trimit într-o anumită destinație, sunt două variante. Fie tu ești lăsat singur și îți faci tu singur traseul, de fapt, varianta ideală după mine, pentru că trebuie să se potrivească ție, nu neapărat un program, fie că ok, e tot organizat și te ții după grup și urmărești un program. Și în tot programul ăsta se vede de acolo câte responsabilități ai. Odată trebuie să cunoști zona ca să poți să scrii despre ea. După aia trebuie să promovezi că ești activ, ești pe Facebook, ești pe Instagram, trebuie să transmiți în direct impresii, fotografii. După aia faci un pic de educație pe zonele pe care nu lumea n-a ajuns. Adică, ok, poate, sau poate au temeri. E frică să pleci în Africa, așa, nu știu, încerci să le explici că nu e atât de periculos cât pare. Oferă consultanță atât celor care, călătorilor care vor să afle de la ei informații, cât și partenerilor de afaceri, da? Adică unui hotel sau unei agenții de turism, vii înapoi și spui, uite, chestia asta n-a mers bine, asta ar putea fi făcută altfel. Pentru că tu vii cu experiența calificată, de-a dreptul calificată de călător, pe care poți să dai un feedback foarte real. Că de multe ori, ăsta e cel mai greu de obținut. Și de la clienți, și dacă sunteți în industrie, știți foarte bine că cu feedback-ul lumea nu stă bine deloc. Adică, numai dacă are de înjurat, te înjură. De multe ori, e mai bine să afli că n-a fost bine decât să nu afli deloc, dar nu se abțin în general. Mai bine spun la rude decât să spună ție. Iar tu, ca blogger, ai datoria asta, să duci și să dai un feedback. Și e foarte important feedback-ul negativ. E foarte important să ai atât cel care îți solicită, cât și tu, să dai acel feedback în care să-i spui, doamne, ce vrei tu, nu e ok.
că ajungi să și publici chestia aia, este o alegere personală pe care o faci. Din câte știu eu, de cele mai multe ori, experiențele negative se adresează direct, face-to-face, cu cel care te-a, să zic, te-a trimis acolo, pentru că sunt lucruri clare care trebuie remediate, pentru că altfel nu se întâmplă nimic bun. Am o întrebare în contextul ăsta. Chiar am curios, urma să vă întreb, dar din subiectul merită. Se întâmplă să ai și experiențe negative, că e lumea de perspectivă. În situația în care înțeleg că valorizați activitatea asta, inclusiv prin parteneriate cu agenții, cu hoteluri și așa mai departe, cât de valoros, să zic, este conținutul pe care o să-l puneți pe blog, în situația în care lucrurile negative le discutați doar cu hotelul, cu agenția, cu copii, sunt lucruri care nu le puteți controla dacă se îndreaptă sau nu, dar care pot să afecteze viitori, turiști, care se lovesc de aceeași problemă care v-ați lovit voi. Și atunci intră pe blog, văd că tot e bine și frumos. Tocmai asta e ideea. Nu e totul... o să ajungem și mai departe să vedem despre credibilitatea blogărilor. Scuză-mă cu un mic detaliu ca să pot să-ți dau pozitația, argumentez mai mult. Sigur. În momentul în care faci o apreciere negativă, care se concretizează într-un articol pe blog, pe care îl vrea Google, și care de regulă urcă, să zic, în motoarele de căutare, deja asta e o problemă pentru agenție, hotel, pentru cine, și atunci din perspectiva asta. Absolut. Blogării reacționează, sunt unii blogări care reacționează impulsiv, alții sunt, știi mie, ai două variante. Să reacționezi sau să reflectezi. Nu sunt alte. Din punctul meu de vedere, în momentul în care am o experiență negativă cu un hotel, se poate ajunge să nu scriu absolut deloc. Deci este în alegerea mea să hotărăsc ca acea experiență pe care am trăit-o, înseamnă că eu încetez din acel moment colaborarea cu cine a solicitat acel lucru, dar lucrurile depind foarte mult și de ceea ce... Pentru că au fost cazuri în care te-au deranjat anumite lucruri, dar astea au fost nesemnificative față de tot ceea ce ai trăit acolo, iar lucrurile astea se văd obiectiv pe blog. Asta spun din punctul nostru de vedere. Nu spun din... Nu știu ce fac alții, nu știu care sunt... Sunt lucruri pe care nu le vezi. Asta e o politică editorială, chiar așa se poate chema, pe care ți-o cam stabilești în prima parte, toate care povestim, care se face o strategie. Trebuie să știi cum vei reacționa în diverse situații și e foarte bine ca lucrurile astea să le spui foarte clar de la început, adică în momentul în care ți se solicită o colaborare de genul ăsta. Să spui, uite, care sunt variantele, uite cum reacționezi eu în situația în care, ca să existe și așteptarea, să știe oricine ce poți oferi și în ce condiții. Da? Și într-adevăr, caz concret, mi s-a întâmplat exact cu un hotel bun de altfel, dar experiența, că mai pusesem acolo, pusese foarte bine, am mai revenit a doua și am avut o experiență nasoală, care n-a ținut atât de hotel, cât de niște servicii minore din perioada respectivă. Și normal că am ales să nu scriem, adică am discutat, pur și simplu, cu conducerea hotelului și mi-am informat asupra lucrurilor care s-au întâmplat, mi-am spus că e o experiență negativă pe care nu vedem relevanța ei să ne apucăm acum să o comunicăm ca atare. Și nici nu putem să le spunem ce frumos a fost acolo dacă n-am fost. Da? Și bine, au mulțumit și au încercat să remedieze problema asta din câte știm noi, într-adevăr. Ce se va întâmpla ulterior e foarte greu de urmărit. Sunt situații, da, în care avem review-uri pozitive în anumite, am avut la un restaurant. Și ne-au atenționat cititorii la un moment dat, că au intrat și au comentat și au spus atenție că nu mai e așa cum e. Da, într-adevăr, sunt valabile la momentul publicării impresiile noastre. Da, și aici ai... Ne permitem întotdeauna să revenim, să ajungem de 1000 de ori într-un loc ca să verificăm calitatea unui restaurant, se păstrează în timp. Dar dacă avem posibilitatea să revenim, da, facem un... Avem articole care avem reiterate, da, în care spunem. Într-o experiență ulterioară n-a mai fost la fel de interesantă experiența în sine.
sau dacă au fost, până Alex, chestii minore, de genul că, da, e foarte frumos, serviciile sunt bune, dar știu eu, s-a întâmplat la partea cantare, a spus-o ca atare și nu s-a supărat nimeni, adică a fost fair. Pentru că bloggerii de treabă nu sunt ziare de scandal, care să... da, într-adevăr, cum zici tu, ceva negativ întotdeauna apare incredibil și se distribuie incredibil. Dar am apucat să dăm cu... Are legătură cu relevanța față de cititor. Da. Pentru că dacă se prezintă lucrurile exact cum ar face o hotelul printr-un program de marketing în care tot devine frumos, nu, pentru mine, ca cititor, de exemplu, nu m-ar interesa. Pe mine m-ar interesa exact lucrurile reale, indiferent că-s bine sau nu-s bine. Exact. Și de-aia întrebam cum puneți voi problema din perspectiva asta. De asta este foarte important ceea ce o să vedem cumva și aici, un pic mai departe, credibilitatea blogului. Credibilitatea pe celui pe care îl citești. Pentru că asta contează foarte mult. Într-adevăr, așa cum s-a spus, există articole care fac parte din anumite campanii și, într-adevăr, sub o formă sau alta, au fost plătite. Sub o formă sau alta. Că au fost bani, că au fost bilete de avion, că au fost... Nu poți să zici, domnule, așa le-am primit. Dar modul în care tu construiești și îți construiești conținutul pe blog este cel care îți acordă acea credibilitate, pe care ți-o creezi în timp. Asta nu se poate crea de pe o zi pe alta. Se poate distruge foarte repede, tocmai prin exemplele pe care le-am dat la început, vrei să fii, să te poziționezi sau cum s-a zis chiar, cum ai zis mai devreme. Am făcut ceva, după aia am trecut pe altă nișă, după aia mi-am schimbat nișa, după aia, de fapt, nici nu mai știu ce sunt. Și îți pierzi niște piloane. Și am ajuns... Am și o întrebare. Sigur. Dacă o revist auto, de exemplu, filmește o mașină, o testeze și după aia scrie că este nasoală sau se pare și corect. S-a întâmplat odată ceva? Da. Eu un pic diferit. Eu un pic diferit pentru că lucrurile tehnice, dacă eu mie mi se dă o mașină, știi, dar am avut un aparat foto de exemplu. Da? Și am spus, băi, eu a fost excelent, dar s-a pus și. Da, poate pentru că iar acel aparat foto era în faza de test. Nici asta nu e clar, pentru că știm foarte bine că de multe ori testezi prototipul sau testezi lucruri care nu sunt, mă refer, prima dată când apar sau în avant-premieră sau cum vrei să le spui. Lucrurile sunt diferite. Industria de auto este construită un pic altfel decât industria de treabă. Sunt lucrurile mult mai simple. Dar sunt foarte diferite. Eu am întrebat despre dacă s-a întâmplat, pentru că mă interesa să aflu dacă s-a întâmplat la noi. Am rupt legătura, dar acum niște ani am avut în agenție, aveam client auto și urmăream ce se publică prin revistele astea de auto și prea vedeam review-uri negative pe acolo, unde fusese mașini la test. Da, unde se duc la teste, pentru că până la urmă BBC-ul întreabă, dar el face altfel de contract. Și altfel de jurnalism. Am ajuns la distribuirea de impresii, așa sharing-ul. Noi n-am știut cum să-l traducem mai bine. Din punct de vedere al agenției de turism, tot e simplu. Client pune poze pe Facebook, povestește ce trece prin cap, își scrie jurnale cum le vrea el, un lucru care cumva, știți că fiecare experiență e personală până la urmă. Dacă același hotel poate să fie excelent pentru unii, prost pentru alții. Depinde care sunt criteriile tale și care este punctul tău de referință. De-aia este o, cum să spun, o agregare haotică de impresii. Blogul de travel, așa cum am spus, are o anumită structură și construiește conținutul pe o anumită structură. Lucrurile sunt mult mai clare. De fapt, ceea ce facem noi în momentul în care distribuim fotografii și impresii în direct, e că, de fapt, dialogăm cu anumită comunitate, da? Îi știm deja, i-am construit, i-am adunat pe lângă noi, pe criteriilor de care vorbeam, dacă sunt ca noi sau urmăresc aceleași scopuri ca noi,
Și atunci e mai concentrat în mesaj. Mesajul ajunge chiar la oameni interesați, pentru că cei care mi-au dat like la pagină, au dat like la pagină numai că-s prietenii noștri, că nu mai sunt de mult, nu avem atât de mulți. Dar au dat like pentru că sunt interesați să afle informații de acest gen de la noi. Deci e o diferență, așa? Dar din punct de vedere al marketerului, da, cel care vinde sau are un produs turistic sau un serviciu turistic, el e interesat de ambele, da? Interesat să vadă și ce face un clientului care a plecat și pune poze, pentru că de acolo are feedback, are un feedback și vede care e atmosfera. Și e foarte interesat să vadă și implicarea bloggerului și efectul pe care bloggerul are asupra cititorului. Ajungem din nou la vise. Da, am fost acolo, a fost frumos. Noi visăm poate la alte experiențe. Cititorii noștri visează încă la plajele din Zanzibar la care n-au ajuns, dar poate vor ajunge și acel circuit se reia. Da, dar din păcate nu trăim numai din asta, numai din visare. Și am găsit asta sub varii forme, de fapt, dar mă rog, ideea de bază e că trebuie să-și muncești unde să visezi. Adică poți să ajungi la momentul ăla în care îți vezi îndeplinit visul dacă ai muncit pentru asta. Și ce e dincolo, da? Ce e dincolo? De fapt, dincolo, poate lucrul cel mai important ar fi multe de spus, dar am încercat să alegem unul. Poate lucrul cel mai important e relația, da? Și sunt mai multe tipuri de relații. Relația bloggerilor cu bloggerului cu cititorii, relația bloggerului cu partenerii. E și invers, e relația partenerilor cu bloggerii, da? E foarte important de ambele părți. Și, mă rog, mai e relația bloggerilor între ei. Dar despre asta nu cred că o să mai amintim să povestim. Așa că hai să ne concentrăm pe primele. Pe foarte scurt, da. Ce cred eu că cel mai important e în relația cu cititorii, și asta deja e pornită discuția, e încrederea. Atâta timp cât n-ai câștigat încrederea lor, e degeaba. Adică nu, ce spui tu acolo s-ar putea să nu ajute și să nu ajute din punct de vedere business. Așa că te citesc, e de plăcere, e una. Că poate scrii frumos și îți place să citești un blog, că a scris frumos blogul X, dar important e că să și creadă ceea ce ai spui tu acolo, asta din punctul tău de vedere, ca blogger care vrea să obțină niște proiecte. E aspectul, da? Eu personal, în momentul în care scriu un articol și în ori îl scriu și în 3 săptămâni, consider că e o formă de respect să-i dau ceva de calitate omului care mă citește. Adică la început eram și noi foarte entuziaști, și dornici, să dăm mult, să avem zilnic să publicăm câte un articol, că așa se zicea atunci, că trebuie să ai zilnic câte un articol, ca să ții audiența engaged, să nu-i lași să plece, să ai zilnic să le dai noutăți. În timp am ajuns la concluzia că nu e chiar așa. Că, de fapt, mai bine ai un articol bun o dată pe săptămână. Din punct de vedere trafic, tot aia e. Adică nu ți aduc mai mult 5 articole decât unul, dacă articolul ăla unul e bun. Și plus că am primit plângeri, da? Mi-au spus cititori care te-a numărau cu drag. Mi-au spus, nu ținem pasul cu voi. Adică scrieți prea mult. Mai lăsați-o mai mare. Și atunci, ok, am încercat să învățăm din experiența asta și să ne adaptăm strategia la un mod de lucru mai uman, adică mai ok. Nu trebuie să fie o mașină de scris, vreau să scriu pentru oameni. Și aici, mă vezi un pic în seama, nu vreau să scriu pentru Google. Vreau primul să mă citească oamenii, pentru că dacă ei citesc, devine viral și dau mai departe. Și atunci aude și Google. Și lucrurile astea s-au văzut. Avem articole care ies înaintea site-urilor localităților sau orașelor respectiv. Pentru că au fost poate 5-7. Ce sau că n-am făcut nimic din punct de vedere, sau că nu știam la vremea aia și nici acum nu știm mai multe, chiar apropo, mai avem nevoie de ajutoare și din dar avem un articol despre insula Samotracie, care e de undeva de până la începutul blogului, din primele luni chiar, care este în top, de ani de zile. Și este tot așa, este în afara site-ului insulei, adică e mai sus decât. Și nu înțelegem cum s-a întâmplat, uite că se întâmplă. Pe de altă parte, e foarte clar că ca să ai un site care să te ajute, să ai un blog care să te ajute, trebuie să ai conținut. Nu poți să ieși pe piață așa cum am început. Am 2 articole scrise, ce mișto e, vreau și eu să fac ceva. E foarte greu, pentru că nu ai ce să oferi.
E drept, noi avem un blog de 6 ani, avem câteva mii de articole deja publicate, este cumva ne oferă acea un pic relaxare pe care, de care a spus Roxana acum. La început lucrurile, în schimb, sunt un pic diferite pentru că trebuie să produci acel conținut. Important este ca acel conținut să fie de calitate, pentru că tot ceea ce scrii tu rămâne pe undeva. Îl găsești peste 5 ani, uite ce am scris atunci. Deci sunt lucruri care, care rămân. Deci ai nevoie să fii consecvent, ai nevoie să fii transparent apropo de relația cu cititorul și cu partenerii. Și ai nevoie de inovație. Da, și ai nevoie de inovație. E bine să aduci ceva nou. E bine în momentul când, nu știu, când te duci într-un blog cu încă 10 bloguri, cum ar fi să scrie toți la fel, adică și să se cam întâmplă, din păcate. Da? Important e să aduci tot chestia aia, care sună altfel puțin, adică care o abordezi diferit. Da? Eu am fost în India, da, cu Qatar Airways, mi-au luat 4 oameni sau am fost 5 și am plecat în India într-o chestie destul de scurtă, în 5 zile. Și m-am întors, am stat foarte mult și m-am gândit, ok, cum scriu eu despre astea 5 zile, ce fac, mă apuc și fac și eu un jurnal, mai face și altul un jurnal și m-am apucat să scriu scrisori. Da? Am găsit 5 cititori care s-au oferit să primească scrisori de la noi și am scris scrisori, mi-a scris dragă Andrei fiind un copil de 5 ani, care își dorea să ajungă la Taj Mahal și am făcut o poveste despre Taj Mahal. Deci ăla a fost articolul despre Taj Mahal, n-a fost o descriere a Taj Mahalului pe care a auzit toată lumea, ci am inventat o poveste pentru el, Andrei, care i-am trimis-o și prin poștă, nu doar pe blog. Da, deci, ce să aduci un pic ceva nou în ceea ce faci? Noi am fost primii care am făcut, în zona asta de turism, am făcut evenimente cu împărtășire de impresii de călătorie, se cheamă Povești din Lumea Mare. Și am început tot așa din aer, cum faceți voi, eram foarte harnici, nu ne-am mai ieșit în ultima vreme, dar... Făceam lunar. Erau evenimente la care veneau oameni care au călătorit în locuri interesante sau povești interesante de viață, oameni care au trăit în, nu știu, în Japonia, și veneau și povesteau, dar doi, trei oameni care veneau și povesteau cum suntem și acum. Foarte bine au prins și prind în continuare foarte bine acum, din fericire, pe piață sunt mai mulți care fac chestia asta și eu mă bucur. Înseamnă că am făcut ceva bine, nu? Da. Sau luați și se fac și de către alții. Trebuie să spunem și de relația cu partenerii. Este foarte important cum te prezint și prima ta carte de vizită este blogul. Sau este locul în care partenerii trebuie să uite prima dată, înainte să vorbească cu tine, să citească blogul, să știe dacă poți să livrezi sau să faci ceea ce gândește el. Eu acum un început pe care tu îl faci, lumea nu te cunoaște, trebuie să ai un media kit. Cel puțin așa o spun, am cum să traduc. Este locul în care tu spui ceea ce faci, care este profilul comunității tale, cine te urmărește, date de trafic și așa mai departe. Și ceea ce cauți și ceea ce speri tu să obții sau așa cum vrei să obții de la partenerii pe care dorești să-i ai. Ceea ce vrei să comunici, ceea ce nu vrei să comunici și așa mai departe. Apoi trebuie să-ți respecti promisiunile pe care le faci, da? Inițial era o teamă de asta, dar cu bloguri pentru normal. Spuneau unii problema la ăsta, azi e, mâine, nu-i, cu cine știe ce o să scrie, chestii de genul ăsta. Okay, asta era cel mai interesant. Cine știe ce o să scrie. O să scriu și o să fac, o să obțin ceva, reach-uri și engagement-uri și așa mai departe. Dar e foarte frumos și asta e valabil în orice, să dai mai mult decât ai promis. La fel, am fost la un moment dat un infotip în Tenerife și mi-a plăcut foarte tare. Chiar m-am simțit extraordinar de bine, mi-a plăcut mult, am citit mult înainte. Asta, apropo, e tot ține de tine. Nu te duci într-un de ăsta că te trimite cineva și îți asigură cheltuielile și tu te duci cu o floare. Trebuie să te pregătești, trebuie să te documentezi un pic înainte și să știi ce cauți. Și pentru că mi-a plăcut foarte mult, am oferit la finalul, când m-am întors, am făcut un e-book. Bine, am fost e-book-ul, dar ca un ghid despre Tenerife, bazată pe experiența mea, adică nu m-am apucat să scriu despre ceea ce nu făcusem acolo. Dar a ieșit o cărticică foarte frumoasă, electronică, pe care am distribuit-o și eu cititorilor și a distribuit-o și clientul care l-am la Prestige Tour. Ei, mai departe, l-au trimis clienților lor și partenerilor lor. Deci a fost o chestie din care am avut cu toții de câștigat. Eu joc pe rostea ingrat și v-am zis că mai avem doar 5 minute până la... Oh, e bine!
Cum te vinzi? Ba da, o las frumos. Nu, în 3 minute, că mai avem un slide. Aici foarte scurt și eu sunt rea. Sunt foarte rea aici, pentru că mi se pare că pe piață este un amatorism îngrozitor și toată lumea vrea să corpeam cu Petrușor cum câteva zile despre pișcotereală și de ce, mă rog, se vehiculă chestia asta cu pișcotereala, că ne ducem pe un soferul gratis, că să mergem în diverse locuri și că de ce se cheamă pișcotereală. Păi cam asta e. Acum, sincer, nu mă oricât de dur ar suna. Problema este că nimeni în gripa de față pe piață, nu ia piațile din afară, se pune deja problema asta la noi, încă nu, și nu ar fi acceptat încă ideea. Nimeni nu pune în calcul timpul nostru. Timpul pe care l-am petrecut construind un bloc și o comunitate și timpul pe care îl petrecem în momentul în care mergem într-o destinație ca să facem treaba acolo. Adică pentru că trebuie să mergem acolo, să vedem, să cunoaștem, să scriem, să promovăm, să facem până mai devreme. Și nimeni nu gândește că noi suntem un business, da? Un business care trebuie să trăiască, care își plătește niște lucruri de la tehnologie până la timp, da? Și care, ca să putem face lucrurile așa cum le facem, ar trebui să fim plătiți pentru timpul nostru și niște sume colosale. Dar în afară se pune deja problema de fi pentru blogger, nu numai că l-ai trimis. Că el ce face, pleacă cu tine. E sigur că azi are transport, dar el acolo mai dă niște bani și sfârșești prin a cheltui bani ca să promovezi niște lucruri, ceea ce nu e ok. Da. E mult de poveste de aia, nu o să dezvolt. Oh, sunt multe scări aici. Relația partenerilor cu bloggerii, pe scurt, 2 minute. Trebuie să știi ce cauți. Trebuie să știi să te uiți la blog, cum am mai zis mai devreme. Trebuie să-ți exprimi foarte clar ceea ce dorești, să comunici. Ceea ce dorești, ce rezultate. Vrei cifre, vrei brand awareness, ce vrei. Ce vrei să obții, care este scopul tău. Cum colaborezi cu, ce le oferi. De la, așa cum zicea Roxana, afară sunt foarte multe cazuri de foarte mare succes, au început să calculeze return of investment, au ajuns la niște sume fantastice. Bun, există altă scară de raportare. Nu, România este, din punctul ăsta de vedere, destul, nu se compară cu țările din afară. Dar, când ei se duc, căutați la Emilia Romana, Blogville, și o să vedeți ce a putut să facă și au fost consiliați de bloggeri. Și ce impact au avut aceste lucruri. Cum măsori, am spus, trebuie să definești ceea ce vrei să măsori, cum vrei să măsori, la ce vrei să te aștepți, care este... ce vrei? Vrei 5 articole? Vrei multe like-uri pe Facebook? Vrei ce vrei, dar trebuie să vină de la tine să știi ceea ce pentru cei care cer aceste lucruri de multe ori este greu. Și trebuie să știm ambele părți la ce se ne aștepta. Că de multe ori ajungi acolo și zici, bă, dar de fapt ce vreau? Trebuie să scriu 2 posturi, 5, 6, poate îmi place, scriu 10, poate nu-mi place, nu scriu niciunul. Uneori e foarte haotic. Mi s-a întâmplat de foarte multe ori să întrebăm exact care sunt așteptările. Adică, bun, merge o acțiune de asta, care sunt așteptările. Și da, e măguritor să primești răspunsul că scrieți voi ce vreți, cum vreți. Da, e bine, că asta îmi dovedește că au încredere în noi sau că e ok așa, dar totuși după aia nu știu dacă ceea ce am făcut eu a avut un efect sau că dacă o să mai lucrăm și a doua oară împreună, pentru că dacă eu nu știu exact ce să cereți la mine, s-ar putea să nu răspund cum trebuie. Și foarte mulți nu știu, încă se fac campanii la care nu există obiective. Să mai vorbim de măsurare. Este obiectiv. Nu știu, e mult de vorbit, dar rămânem... Da, asta e un citat care e la noi pe blog de ceva timp și... tot ce am spus noi până acum, da, sunt părerile noastre, sunt în parte subiective, sunt în parte bazate pe experiența pe care am avut-o în toți anii ăștia. Dar e loc întotdeauna de altceva, e loc de mai bine, e loc de descoperire. Mă bucur că am avut ocazia să venim astăzi aici, e o simplă întâlnire, din care sper că am avut cu toți câte ceva de învățat și descoperit. Mulțumim mult! Mulțumim!
și ne gătiți pe lumea mare cu drog. Vă mulțumim tare mult. Dacă mai aveți întrebări, o să le adresați când de pauză. Urma să scurtă pauză de 15 minute. Vă rog să veniți înapoi și trecem pe ca să fim în, în program. Înainte să plecați, voiam să vă anunț, vă rog să fiți în continuare activi. Vineți cu neoferă niște vin și voiam să rămâneți pentru următoarea prezentare, dragoste. Și cam atât. Și simt, practic, bine.